Am șansa și norocul să fiu înconjurată de astfel de femei remarcabile, astfel încât mi este destul de ușor să le definesc, să le găsesc atribute. Pentru mine, o femeie remarcabilă este o femeie puternică, o femeie autentică, o femeie onestă, care își cunoaște valoarea, își știe bine scopul, știe în egală măsură să-și îmbrățișeze emoțiile, să și le manifeste, indiferent că, știu eu, uneori e o mică vulnerabilitate la mijloc, o anumită sensibilitate, pe cât de puternică, pe atât de vulnerabilă, știi? O femeie remarcabilă este o femeie care niciodată nu se regăsește cu nimeni altcineva în competiție decât cu ea însăși și știe să își definească spațiul înconjurător de așa natură încât să determine și alte femei să fie remarcabile. Cam asta este pentru mine o femeie remarcabilă. Sunt două femei, și mama și bunica maternă în egală măsură, însă de data aceasta cred că o să o menționez pe bunica maternă, deși nu mai este fizic, e destul de prezentă în fiecare moment al vieții mele, indiferent că, nu știu, e un moment de bucurie sau un moment, știu eu, mai greu, când te afli așa un pic la răscruce, întotdeauna mi este în gânduri și e destul de mare așa dorul. Însă o menționez pe bunica maternă pentru că a fost o femeie născută în anii 20. Pe vremea aceea tot timpul avea o vorbă și n-are cum să nu rămână în continuare cu mine și peste ani. Dar știi ce greu era pe vremea mea să faci școală, să faci carte. Și avea o mândrie desăvârșită în ideea în care a făcut 7 clase. Pentru noi acum nu e nimic deosebit, nu? Când spui că cineva are 7 clase, dar pentru bunica mea era un mare, mare lucru. A fost primul om educatoare. Pentru mine a fost primul om care m-a învățat prima rugăciune, prima poezie și primul cântec. Și mi-e foarte dor de ea și sper că acolo unde ea este mândră de mine și îmi pare rău, deși recunoscătoare pentru toată perioada, dar îmi pare rău cât am fost împreună, îmi pare rău totuși că nu am, i-am repetat îndeajuns de mult cât de mândră sunt de ea și cât de fermecat am fost de ea. O fire extrem de jovială, plină de voie bună, dansa, cânta, o perfecționistă și jumătate. Și în vacanțele de vară știu că niciodată nu mă duceam la culcare până nu-și termina bunica treaba, pentru că fiecare zi se încheia cu un cântec. De fiecare dată ceva se întâmpla, adică cumva era o aventură întreaga zi, dar și timpul dinainte de culcare. Și da, pe bunica maternă o am în minte de fiecare dată și îmi doresc de acolo de unde e să fie mândră de nepoata ei. Ne întoarcem un pic în timp, nu mult, în urmă cu vreo 4 ani de zile, într-o seară de februarie, în orașul meu preferat, Londra. De ce mă întorc acolo cu gândul? Pentru că am avut oportunitatea, nu de mult, să fiu distribuită într-o producție cinematografică din străinătate și am fost cu atât și sunt cu atât mai mult recunoscătoare pentru acea experiență și datorită faptului că producătoarea femeie, regizoarea femeie, toate departamentele conduse de câte o femeie. Și mai mare bucurie ne-a fost ca după ce am încheiat acel bun comun, respectiv filmul, acesta să fie selecționat și nominalizat la unul dintre cele mai importante premii, festivaluri din Marea Britanie și ne-am regăsit cu toatele într-o seară de februarie, în urmă cu 4 ani de zile, la aceeași masă și avându-le în preajmă pe toate cele care au lucrat. Atunci m-am simțit și eu la oaltă cu ele, o femeie remarcabilă și o femeie puternică. Am fost tare mândră de acel produs, cu atât mai mult pentru că
însuma acele femei cu care am o legătură deosebită în continuare și am fost răsfățată. Vezi, întotdeauna gândul fuge la mama, dar și niciodată nu e de ajuns să ți-l auzi propria mamă, nu? De această dată o să-mi îndrept atenția către colegele mele de platou, care îmi sunt și prietene. Sunt femei remarcabile pentru că sunt niște femei extraordinar de puternice, de determinate, de talentate, care îmbină atât de frumos și de echilibrat viața profesională și cea privată de familie, încât pentru mine sunt un exemplu și un model în fiecare zi. Am avut șansa să le am alături de foarte mult timp și să le urmăresc acțiunile și să încerc să fur pe cât se poate de la una de la alta, astfel încât să ajung și eu la rândul meu să îmbin viața profesională și personală în maniera lor. O respect, le respect, le admir și pentru mine sunt femei remarcabile. Și mă bucur că sunt în preajma lor de atâția ani și să dea Dumnezeu să ne fim alături mulți ani de aici încolo. Referindu-mă, bineînțeles, în ceea ce mă privește, iubirea și bunătatea și candoarea și gingășia și tot ce e mai frumos și bun pe lume mi-aduce zâmbetul pe buze și în fața camerei și în afara camerelor de vedere și de filmat. Dar, da, îmi plac oamenii buni, în esență, știi? Îmi place să mă înconjor de astfel de oameni și nu au cum să nu aibă acest efect asupra ta, știi? Să nu te facă să zâmbești din tot sufletul. Iar de iubire ce să mai vorbesc, nu? Dacă nu e, atunci cine? E necesară. E un element necesar, cel mai important de altfel din viețile noastre, cred eu. Aici, cam aici ne învârtim cu toții. De fapt, după asta fugim, asta tânjim, asta ne dorim, să iubim, să fim iubiți. E foarte frumoasă povestea voastră aici. Chiar e foarte frumoasă.